Contingentul unionist din Republica Moldova crește pe zi ce trece. Așa arată datele unui sondaj realizat de IMAS. Dacă duminică ar avea loc un referendum privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 60% din populație ar vota pentru, în timp ce doar 44% ar opta pentru aderarea la Uniunea Euroasiatică. Unirea cu România este cotată cu 32% în opțiunea moldovenilor, potrivit datelor statistice. În realitate, numărul unioniștilor este mult mai mare, susțin reprezentanții asociațiilor unioniste din Republica Moldova și România. Iar cu cât ne apropiem de anul centenarului, cu atât curentul unionist ia amploare în spațiul dintre Prut și Nistru. Sondajul a fost efectuat în perioada 27 noiembrie-7 decembrie pe un eșantion de 1101 de persoane de peste 18 ani în 74 de localități din Republica Moldova. Marja de eroare a sondajului este de plus minus 3%. Președintele Platformei Unioniste Acțiune 2012, George Simion, a reacționat la publicarea datelor sondajului IMAS realizat la comanda PDM, potrivit căruia 32% dintre cetățenii Republicii Moldova se declară pentru unirea cu România. Simion declară că numărul unioniștilor este mai mare decât cel anunțat de firma de cercetare de piață IMAS. Sondajele de la Chișinău întotdeauna au fost mincinoase privind procentul real de unioniști. Eu sunt convins că ne apropiem de o majoritate, sunt convins că sunt peste 40% de unioniști în Republica Moldova. Sunt falsificări, sunt și oameni care se tem să declare deschis faptul că ar vota pentru unire, dar un eventual vot pe viitor în anii care vin va fi victorios. Sunt convins că vom câștiga un vot pentru unire și deja nici casele de sondare a opiniei publice nu mai pot arăta că suntem puțini. Au dat 32%, eu cred că suntem peste 40% și cred că în anul 2018 o să fim 50% plus 1. Președintele Blocului Unității Naționale, Ion Leașcencu, susține că procentul unioniștilor este în realitate mult mai mare, iar aceste rezultate sunt reflectate de un partid politic aflat la guvernare. În următoarea perioadă vom asista la o mobilizare a curentului unionist și la o amplificare a numărului de unioniști în Republica Moldova. Sondajele de regulă ne oferă informații ce ține de tendințe, iar tendința ce ține de numărul unioniștilor este una clară. Numărul unioniștilor crește de la o zi la alta și un 32% într-un sondaj făcut la comanda unui partid politic nu este chiar atât de rău. Însă nu este neapărat că acest 32% din sondaj este denaturat. Probabil că numărul unioniștilor poate fi văzut mai mare inclusiv din acest sondaj, pentru că avem acel 9% plus 3, 9% cei care indeciși și 3% care nu răspund. Și dacă împărțim la jumătate, e un plus 6% și avem un 38%. Iar noi știm că numărul unioniștilor se apropie de cifra 40-45%. Plus să nu uităm că Republica Moldova este un stat cu o societate specifică post-totalitară, unde lumea mai are și frica de a răspunde direct la întrebări. Și probabil o parte din respondenți nu au răspuns cu exactitate ce cred din această frică patologică pe alocuri. Mai este un moment că, de regulă, un partid politic, o forță politică sau un curent majoritar are tendința să adune mai mulți adepți pe ultima sută de metri. Este o legitimitate în natură când majoritatea asimilează minoritatea sau minoritatea aderă la majoritate. Respectiv, avem toată siguranța că în anul 2018 numărul unioniștilor va crește inclusiv în sondaje și va ajunge la acel 50% plus 1 pe care ne-au dorim cu toți. Potrivit vicepreședintelui Mișcării Civice Tinerii Moldovei, Vitalie Prisăcaru, dacă cetățenii Republicii Moldova ar ști că unirea cu România ar aduce salarii și pensii mai mari și o viață mai bună, implicit aderarea la Uniunea Europeană, cu siguranță cifrele din sondaje ar arăta cu mult peste 40%. Sondajele din Republica Moldova toate sunt făcute în mod arbitrar. Dacă
ar face cineva din străinătate sau cineva cu adevărat independent, numărul uniunistilor cu siguranță ar fi mult mai mare. Acum depinde și modul în care este adresată întrebarea. Dacă ai întreba oamenii în mod informat dacă vor unirea și dacă ei știu că unirea înseamnă pentru ei salarii, pensii, memorie, viață mai bună, cu siguranță mai ajunge la 50%. Deci un sondaj independent în care întrebarea este adresată altfel ne-ar aduce peste 40 cu siguranță. Conform sondajului IMAS, dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum pentru unire, 32% dintre cetățenii Republicii Moldova ar vota în favoarea acestui act. În aprilie, barometrul de opinie publică arăta că 23% dintre respondenți susțin unirea Republicii Moldova.